Doamna senator, ați depus această contestație, această sesizare la CCR. Ce Oamenii ăștia cu pensii speciale, salarii și sporuri au zis că nu, e bine să plătim taxe. De ce nu s-au scăpat de sporuri? Că înțeleg că doar asta de condiții vătămătoare a fost redus. Pentru că își permit. Deja, cred că toată lumea știe. În primul și în primul rând, că la Curtea Constituțională sunt numiri politice. Acolo, poate ne așteptam cu toții să fie judecători. Nu, de exemplu, avem și notari acolo. De exemplu, avem pe președintele Marian Ianache, fost parlamentar PSD. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că dimensiunea asta a curții constituționale nu este pe măsura denumirii și așteptărilor noastre ale tuturor. Pentru că, iată, în cazul acesta, un act normativ care modifica mai multe legi din România și pentru care aceeași curte constituțională a stabilit în mai multe rânduri că nu se poate asuma o răspundere în guvern, deci că este un aspect neconstitucional de procedură, anterior oricărei probleme de fond, a fost trântit de aceeași curte constituțională în 2023, spunând, nu domnule, e important să treacă, să fie constituțional, pentru că vedeți și dumneavoastră ce încasăm noi lună de lună. Numai eu câte sporuri trebuie să încasez, numai eu trebuie să iau încasez pensia specială alături de salariu. Avem nevoie de taxe și impozite, nu sunt strânși bani din mafie, din evaziune, din, din faptul că se reduc porbagajele. Ei, dacă guvernul nu face reformă din altă parte, Păi, plătiți voi, proștilor de români, că eu am nevoie de bani. Da, r